Bună ziua, cum a reușit să vă scape? Vorbiți cu convicere. Ceați parte din escortă noastră? Nu. Mergeți acolo și... În data de 9.03.2011, în jurul orei 14.15 minute, în timp ce se afla în camera de arest a judecătoriei Moreni, persoana privată de libertate Gale și Eugen Nicolae a evadat prin escaladarea ferestrei. Persoana condamnată executa o pedeapsă de 3 ani și 4 luni închisoare pentru infracțiunea de vătămare corporală. Cum e? S-a urcat la noastră în taxi? Da. Și cum? Ce v-a spus? Eu-l bate nu știu cine și să-l duc la... M-a întrebat unde mă duc, spre Caragiale. Hai că merg și eu că mă bate cineva. Așa. S-a suit în mașină peste cel din față, era o fată în față, s-a suit peste ea în față și la monument, la Ghirdoveni, i-am dat drum. Lasă-mă aici. S-a dat jos, mă. Ce să plătească? S-a dat jos. A zis că are o invenție de apă și că el are o invenție că cu apa, cu mașinile și are bani mulți și a dat jos și a fugit încolo spre ulți. Am întrebat polițiștii. Dacă am văzut un băiat în trenic și n-a trecut nimeni, a trecut numai o fată și cu doi băieți. Am înțeles. Acum am văzut și eu pe dumneavoastră. Ce știți? Acum am ieșit, că a fugit de la pe... Vă-i frică? Nu, mi-e frică. A fugit aici în satul dumneavoastră, așa? Nu, mi-e frică. Mi-a spus că de la tribunal, acum a fost și la pus treaba asta, că de la tribunal a fugit. Așa mulți. Nu am văzut, pe de-aia am și ieșit treaba asta. Cum am mulți? Bordean. Ai și să-l caute, da, și văd că ai intrat și pe ulite, pe aceea, pe la biserică. La acest moment, polițiștii Dâmbovițeni efectuează activități specifice de căutare a bărbatului, care era deținut în penitenciarul de maximă siguranță Marginen și care a evadat din incinta judecătoriei Moreni. Mai exact, s-au efectuat filtre și sunt echipe mixte care desfășoară activități de căutare în vederea prinderii și reîncarcerării acestuia. Se pare că a dispărut de sub escorta penitenciarului. Da, bărbatul se afla sub escorta lucrătorilor penitenciarului de maximă siguranță Margineni. Pentru ce era arestat? Executa o pedeapsă privativă de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală. Mai avea și alte capete de acuzare? Bărbatul este cercetat și pentru alte fapte cu violență.